așa că elemente noutate, probabil că le-ați văzut deja în trafic, cu motocicletele, două avem, în care este trafic de poliție județeană Neamț. De 15 ani n-au mai fost motociclete de poliție, deci nu am de vedere ce ne spunea Delin. Proaspăt intrat în dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, avem un model de motocicletă BMW R1250RT, fabricația fiind 2023. Acesta vine cu câteva îmbunătățiri substanțiale, aș putea să spune, față de modelul precedent pe care l-am avut în dotare și l-am condus timp de vreo 4-5 ani în cadrul Brigăzii Rutiere din București. Avem un sistem de avertizare nou montat, mult mai vizibil față de cele precedente. Pe partea de comunicații, dacă puteți să vă apropiați, pe partea de comunicații avem un sistem nou de comunicații prin wireless Bluetooth, care se conectează direct cu navigația motocicletei și putem să comunicăm între noi. Acesta este conectat direct la stația de comunicare Tetra, ceea ce nu era la modelul precedent, nu aveam această comunicație, ea se realiza direct prin fir. Avem nou model de cască de la BMW Evo, după cum se observă, avem sistemul de comunicație montat pe ea. Acesta permite să discutăm cu colegii care sunt în teren prin sistemul de comunicație, direct prin căști, nu mai este nevoie să folosim stația din dotare. Avem un sistem de afișaj prezent și pe celelalte modele, dar spune mai ales pe drumurile naționale, drumurile europene, pe autostrăzi, pentru o vizibilitate mai bună și ne ajută să permitem să menținem o comunicare eficientă cu șoferul pe care intenționăm să-l oprim sau să-l avertizăm în trafic, fără a fi nevoie să mai luăm mâinile de pe ghidon în timp ce ne deplasăm, ca să ne expunem pericolul de accidente. Acesta fiind mai multe mesaje predefinite, după cum se poate observa, totul se poate controla de pe acest panou de comandă. Fiecare sistem afișează un mesaj, acesta poate fi și configurat să afișe un mesaj pe care noi dorim să-l scriem. Ce pot să vă mai spun? Motocicleta are spații de depozitare care ne poate ajuta pe noi să ne luăm cu noi diverse obiecte, diverse mijloace din dotarea poliției. Așa sunt, avem și un extintor de incendiu, chiar dacă legea s-a modificat și în cazul motocicletelor, mopedelor, nu este obligatoriu purtarea unui extintor de incendiu. Noi pe motocicleta de poliție avem, pentru că se pot extinde diverse situații unde noi sărim chiar din la fața locului și să ne